Spuneți-mi, vă rog frumos, cum au decurs lucrurile până acum, cu atâta lume în jur? Văd că acum lumea se retrage. De ce? Da, a fost o seară duhovnicească frumoasă, cu slujba vecernii închinată hramului Catedralii Arhiepiscopale. Și, bineînțeles, având în vedere că aici este și monument istoric și în privința monumentelor există legea pentru protecția monumentelor, legea 422 pe 18 iulie 2001, și am rugat pe cei prezenți ca să elibereze curtea mănăstirii pentru protecția monumentului și pentru liniștea din curtea mănăstirii, pentru că dânșii au înțeles că anul acesta trebuie să fie liniște, pace, ordine și ca slujba de mâine să se desfășoare în bune condiții. Am văzut și oameni nemulțumiți care coborau treptele de aici din parc. Mulți dintre ei probabil că veniseră și de prin alte părți, numai de aici de la noi, de Argeș. Ați avut ceva probleme în sensul ăsta? Nu și-a exprimat nimeni nemulțumirea până în prezent, mai ales că noi am făcut solicitare către prefectură și către celelalte instituții județene care ne-au sprijinit în a menține ordinea în curtea mănăstirii și în acest sens s-a organizat la ieșirea din municipiu cu Curtea de Argeș și pe terenul de sport la învecinitatea comunei cu Valeașului s-a amenajat un spațiu tip camping cu un loc special cu tot ce au nevoie dânși acolo, apă, tomberon de gunoi, toalete și tot ce au ei pe nevoie și mai ales și pază, care este foarte importantă. Cu cine am stat de vorbă? Părintele Nicolae Dinică, eclesiarhul Catedralii Arhiepiscopale. Mulțumesc!